această sărbătoare de ajun al nașterii Domnului Iisus Hristos, haideți să ne unim glasurile și să lăudăm pe Cel ce este la dreapta Tatălui, Domnul nostru Iisus Hristos. În orașul Betleem sunt versurile colindului cu care ne închinăm toți împreună înaintea Domnului. Steve.
Iubirea
aducă pace pe pământ. Suntem în această seară în casa de rugăciune, frați și surori, binecuvântăm numele Domnului pentru ocazia aceasta pe care o avem și încheia cântarea pe care tinerii ne-au încântat cu ea, să cânte tot poporul, da? Și vrem să cântăm imnul nașterii și apoi ne vom apropia să deschidem slujba din această seară. O, ce veste minunată în Betleem mi se arată, astăzi s-a născut cel fără de început, cum au zis prorocii, astăzi s-a născut cel fără de început, cum au zis Lui, ne închinăm și noi și înaintea Lui se închină oștirea cerurilor, îngerii se închină înaintea celui născut în ieslea Betleemului. Vrem și noi să aducem închinare în această seară
Și în închinarea și rugăciunea pe care o ducem înaintea Domnului, am vrea să-L binecuvântăm pentru harul pe care ne-L-a lăsat în această zi de sărbătoare, în această seară, să putem fi împreună aici, să putem fi sănătoși și un har din partea Domnului. În cel de-al doilea rând, am vrea să ne rugăm Domnului să binecuvinteze părtășia noastră la oaltă. Cei ce suntem aici, să ne binecuvinteze Domnul, să binecuvinteze Domnul pe cei care poartă laudele Domnului, formațiile biserice să fie binecuvântate de Domnul, dar și propovăduirea Cuvântului Sfânt în această seară să fie binecuvântată de Domnul cu călăuzire divină pentru cel care va rosti mesajul din partea Domnului și, de ce nu, am vrea să Îl glorificăm pe Domnul din toată inima noastră în această zi de sărbătoare. Am înnoit veșmintele noastre, dar am înnoit și inima noastră, frate și surori, și dintr-o inimă curată și sinceră, cei ce suntem aici, ca și cei ce ne urmăresc, haideți să intrăm în această rugăciune, binecuvântându-L pe Domnul și cerându-L lucrurile pe care v-am propus să le cerem prin rugăciune. Amin. Privitor la acest eveniment pe care îl sărbătorim, haideți să ascultăm cuvântul Scripturii, să vedem ce relatează ea cu privire la nașterea Domnului. Și am ales să citesc din Evanghelia după Luca, de la capitolul 2, primele 20 de versete, pagina biblică 987. Iată ce spune Scriptura aici. În vremea aceea a ieșit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. Înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată pe când era dregător în Siria Quirinius. Toți se duceau să se înscrie fiecare în cetatea lui. Iosif s-a suit și el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudeea, în cetatea lui David numită Betleem, pentru că era din casa și seminția lui David, să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui care era însărcinată. Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria și a născut pe fiul ei cel întâi născut. L-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor.
Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare. Dar îngerul le-a zis, nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Și deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând, slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. După ce au plecat îngerii de la ei ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții, haidem să mergem până la Betleem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. S-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat în iesle. După ce l-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre prunc. Toți cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. Maria păstra toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei. Și păstorii s-au întors slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce auziseră și văzuseră și care erau întocmai cum li se spusese. Amin. Vă chem să vă reașezați. Vă întâmpin și în această seară pe fiecare dintre dumneavoastră, frați și surori, care sunteți în casa de rugăciune, Biserica Domnului Maranata, zic, bine ați venit, Domnul să vă binecuvinteze. Îi salutăm cu aceeași dragoste pe cei care au rămas acasă și ne urmăresc prin intermediul transmisiei pe internet, dar și pe cei care sunt departe de noi. Și anul acesta, mai deosebit ca alți ani, sărbătorim această sărbătoare, a zice, aproape în familia bisericii. Pentru că cei care cu atâta drag veneau acasă să ne vadă, părinți, bunici, frați, cei plecați în țările Europei sau poate mai departe, n-au putut să vină. Îi binecuvântăm în numele Domnului, zicem Dumnezeu să-i binecuvinteze acolo unde se află și mulți dintre ei sunt împreună cu noi în această seară să vă binecuvinteze Domnul. Suntem plini de bucurie la aceste sărbători și mulțumesc formațiilor bisericii că mi-au ascultat recomandarea. Iată, suntem în straie de sărbătoare și seara aceasta va fi, ca de obicei, la sărbători de felul acesta, o seară cu multă laudă la adresa Domnului. Așadar, lauda începe cu formația corului care va aduce două cântece, două imnuri pe care le-au pregătit. După formația corului, ascultăm pe Naomi Ilisoi cu o poezie și apoi formația fanfare va fi pregătită de asemenea să ne aducă două imnuri. Iar după formația fanfarei, un grup vor cânta cântarea Mesia a venit și apoi corul de tineri din nou va fi pregătit să laude pe Domnul cu două cântări. Ascultăm punctele acestea.
Noapte Sfântă, noaptea aceasta e sărbătoare, căci Iisus a fost născut și această veste mare până la noi a străbătut. S-a întâmplat de mult cândva, oamenii își aduc aminte când în staul se năștea Domnul Mântuirii Sfinte. Îngerii cântau în noapte și pe porta pălăită, o stea albă ca de lapte, veștea nașterii slăvită. Peste dealul umbau magii căutând pe pruncușor, toți purtând cu ei de sagii prin cudarele lor, iar păstorii pe cărare se grăbeau să-i se închine, lăsând urma de mioare a domnitre în coline. Însă noi nu avem somn și plecăm la colindat să vin pe pruncul Domn, că de noi s-a întâmplat. Vrem să spunem tuturor că Iisus a fost născut și că au mântuitor toți cei care l-au crezut. Amin.
ce toate le-a creat. Și magii au venit la cel ce infinit, doar el putea păcatul să le ia. Cel bogat a părăsit, venind în chip smerit, și ne-a răsărit lumina lui. Mesia a venit, aleluia, aleluia, la noi s-a coborât, aleluia, aleluia, a dimineții stea. Mesia a venit.
Grupul bărbătesc va cânta pentru slava Domnului. După grupul bărbătesc, ascultăm un mesaj. Așa m-am gândit că ar fi bine să împletim cântul cu mesajul, iar după mesaj, formația fanfare va fi pregătită să cânte o cântare, un imn și apoi formația corului. Pentru mesaj l-am chemat pe fratele Dani Igna să-l pregătească. Sunt convins că Domnul i-a pus pe inimă cuvinte potrivite pentru sărbătoarea din această seară. Ascultăm punctele ce le-am anunțat. Thank you.
Iisus, Tu ai venit. Pe acest pământ Tu ne-ai găsit. În lumea noastră de păcat și-n dragoste Tu ne-ai salvat. În lumea noastră de păcat și-n dragoste Tu ne-ai salvat. Păstori au auzit cântând slavă în cer și pe pământ. Păstori au auzit cântând slavă în cer și pe pământ. O stea răsare-n pe cei trei magi călăuzind. Unde e pruncul împărat? În Betleem îndepărtat. Unde e pruncul împărat? În Betleem îndepărtat. Coboară pe pământ în inima omului frânt. Dar se coboară pe pământ în inima omului frânt. În Betleem ai bogăția cerului în așteptarea mirelui. Ai bogăția cerului în așteptarea mirelui. Ai bogăția cerului în așteptarea mirelui. Amin. Dragi surori și scumpă adunare, nu mai pot de bucurie. Nu contează alte lucruri. Contează că după atâta deșert, contează că după atâta secetă, depărtășie, a îngăduit Dumnezeu să ne învioreze din nou fiind împreună. Restul fleacuri. Dar faptul că ne vedem, faptul că inimile noastre sunt la picioarele celui ce s-a născut în Iesle, faptul că numele Lui cel Sfânt este lăudat și înălțat între noi, faptul că ne vedem, sunt sufletele noastre mult mai strălucitoare pentru cer decât orice cadou cu fontiță, decât orice beteală, decât orice brad, cât orice decorațiune. Noi suntem
rodul muncii sufletului Domnului Iisus. Nu întrece asta orice lucru, ai bogăția cerului. Nu întrece asta orice necaz am putea avea în viață. Scriptura spune aici, în textul care s-a citit, că îngerul a transmis un mesaj și printre altele spunea: nu vă temeți că îți vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru câțiva, pentru câțiva, pentru tot norodul. Amin. Cine nu se bucură în seara aceasta și este aici? Este vreun suflet trist care n-are motive de bucurie? Îți aduc astăzi o veste bună din partea Domnului. Ți s-a născut un mântuitor. Ți s-a născut un domn. Ți s-a născut o speranță. Fie ca Dumnezeu să binecuvinteze sufletul fiecăruia cu bucurie deplină. Care sunt motivele de bucurie venite și sosite odată cu nașterea Domnului Iisus Hristos? Vedem acești păstori înainte de toate. Frații și surori, în ținutul acesta erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare. Ia ca în seara nașterii Domnului Iisus Hristos, primul sentiment care a cuprins inima păstorilor a fost de teamă, de înfricoșare. Vedenia aceasta spectaculoasă i-a uimit. Și îngerul le-a spus: nu vă temeți. Schimbați cumva frica voastră în bucurie. Eu n-am venit să vă temeți. N-am venit să vă îngrozesc. Eu n-am venit să vă ameninți. Eu n-am venit decât să vă aduc o mare bucurie. Deci, eliberați-vă și bucurați-vă. Fiți bucuroși în seara aceasta, ca să vedeți că am dreptate. Spune îngerul: astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Și iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un pruc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Apoi a venit îngerii, corul acela de îngeri, și știți ce s-a întâmplat. Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. După ce au plecat îngerii de la ei ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții: n-au depășit încă granița, n-au fost siguri încă, încă mai aveau reminiscențe din frica aceea, din teama aceea, încă îndoiala mai stăpânea poate sufletul lor. Și au spus: hai să verificăm ce ne-a făcut de cunoscut Domnul. Hai să verificăm dacă ceea ce ni se spune este așa. Și au mers la Betleem. Acolo spune Scriptura în versetul 20: și păstorii s-au întors slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce auziseră și văzuseră și care erau întocmai cum li se spusese. Frate și soră, tu suflet care ești în adunare în această după masă binecuvântată de Dumnezeu îngăduit în viețile noastre, să știi că lucrurile care ți se spun despre Domnul sunt întocmai cum ți s-au spus. Nădejdea pe care o aștepți se va împlini întocmai după cum ți-a fost promisă. Venirea Domnului Iisus Hristos, așa cum bine știm, a fost profețită de Isaia, profețită de Zaharia, profețită de Mica, profețită și profețită. Și pentru că vreau cuvântul meu să fie scurt, nu o să citim toate aceste versete, dar le știți, le cunoașteți. Iată, fecioara va rămâne însărcinată. Vi s-a dat un fiu, vi s-a născut un fiu și domnia va fi pe umerii lui și îl veți numi minunat, sfetnic. A promis Dumnezeu prin prorocii săi că va veni sute de ani, dar a venit.
Păstorii au văzut că este în tocmai cum li s-a spus. În amănunt, în detaliu. Frate și soră, să crezi promisiunea lui Dumnezeu. Este îndemnul pe care ți-l fac. După ce multă vreme ca orice om am luptat cu îndoielile. De multe ori în viețile noastre, în anumite împrejurări triste, în anumite împrejurări de frică, în anumite împrejurări când era întuneric, eram cuprinși de îndoială. Dar a venit un mesaj, a venit un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Am fost expus la el și am hotărât să-l cred și am așteptat să fie împlinit. Și câte nu ați avea voi de spus, cei cu peri albi, despre împlinirea cuvântului lui Dumnezeu în viețile voastre. Și apostolul Pavel spunea plin de Duhul Sfânt, căci știu în cine cred. Cuvântul Domnului Iisus îți vorbește atât de des. Nu ascultăm noi atât de des cât ne vorbește El. Nu ne lasă fără mărturie. Nu ne lasă fără de ce are nevoie sufletul nostru. Dar haideți să deschidem inima și să credem. Este cineva în inima căruia s-a strecurat îndoiala? Atunci nu te grăbi. Așteaptă să vezi că cuvântul lui Dumnezeu se va împlini întocmai în viața ta. Și avem atâtea și atâtea exemple. Iată că este o ocazie acum, așa cum au făcut păstorii, despre care facem vorbire acum, să lăsăm la o parte orice preocupare. Și să ne concentrăm asupra ce are de spus Dumnezeu. Vrei, nu vrei, acum nu mai ai ce face decât să evadezi. Poți să ieși, nimeni nu te sechestrează, dar dacă ești în locul acesta, atunci ești expus cuvântului să-l crezi. Este pentru tine. Ai venit în casa lui Dumnezeu și Duhul Sfânt te are în vedere și are ceva să-ți spună. Cuvântul vorbit și propovăduit se va împlini în viața ta. Și vei vedea că dacă îl crezi, te va cuprinde și pe tine bucuria. Când va veni momentul împlinirii cuvântului în viața ta și a promisiunii lui pentru tine, vei spune, îmi dau seama acum. Știu acum. Am auzit vorbind, dar acum știu. Dar te rog în seara aceasta, luptă cu îndoiala și nu o permite în viața ta. Crede ce spune Domnul. Au fost atâția care au vrut să nimicească planul lui Dumnezeu. Irod nu s-a bucurat de planul lui. Ba dimpotrivă, a încercat nimicirea lui. Cu orice preț. De ce? Pentru că auzise că s-a născut din fecioară. Doar zeii aveau acest privilegiu și cei născuți din femei pământene cu zei, mă rog, conform religiei din vremea aceea. Și atunci avea un concurent real. Acest amănunt al nașterii din fecioară a fost ceea ce l-a înspăimântat pe Irod cel mai tare. Deci, într-o lume în care Scriptura și este o luptă aprigă pentru a se demitiza Biblia, pentru a se scoate supranaturalul din ceea ce este scris aici. Într-o lume în care nu se mai știe cum și ce tehnici să fie folosite pentru a scoate supranaturalul din Scriptură, luptă să crezi și să propovăduiești copiilor tăi că cele scrise aici s-au întâmplat întocmai. Vedeam prin librării zilele acestea povești biblice. Atlasul miturilor Bibliei. Și astfel de termeni, și astfel de tehnică de manipulare, și astfel de inserare a ideii că acestea nu sunt decât povești, basme. Duhul acesta nu este vechi, dar este puternic și astăzi.
apărați cugetul copiilor voștri și propovăduiți în tocmai Scriptura, așa cum este ea. Mergem mai departe, frați și surori, și foarte scurt, aș vrea să vă spun un alt motiv. Mai departe, nu s-a citit, din versetul 25, avem un titlu frumos acolo, Cântarea lui Simeon. Cântarea lui Simeon. Și acum îngăduiți-mi să fac o paranteză, se militează foarte puternic, am văzut pe diferite canale de media și nu numai, și pe internet, pentru a introduce în biserici exclusiv cântarea congregațională. Este da, cântarea solo, pentru ce? Să devenim vedete? Pentru ce să cântăm solo și duete? Și numai congregațional să cântăm. Da? Un fel de liturghie așa veche, de demult. Da, iată cântarea lui Simeon, văd eu aici, nu o cântare solo. Da? Cântarea Mariei mai încolo, ba mai și cântarea Zahariei. Ba mai și Deborah și Barak au cântat duet în vechime și așa mai departe. Nu, cântarea ta o cânți tu. O cântare care te-a cercetat, o întâmplare, și Dumnezeu ți-a dăruit o cântare în împrejurarea aceea. Cânt-o cu toată inima. Cânt-o în adunare să-ți vedem duhul de bucurie când o cânți. Cânt-o cu toată inima. Fii liber în închinarea ta și dăruiește-te pe altarul slujirii și al laudei sfinte. Trecem de paranteza aceasta și auzim că acest om, iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. Păstori înspăimântați, el cu frică dreaptă de Dumnezeu. El aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Iată cum în Domnul Iisus Hristos, prin nașterea lui, așteptarea este împlinită. Spune-mi, când a fost ultima oară când abia ai așteptat o zi să se întâmple? Țin minte, știți, eu sunt generația copiilor cu cheia la gât. Și părinții mei, de multe ori fiind în schimburi, lucrau amândoi la Guban, rămâneam câteva ore peste zi singuri în casă, cu cheia la gât, sau veneam de la școală, trebuia să ne deschidem singuri, să mâncăm singuri, să ne aranjăm singuri, până venea celălalt părinte de la servici. Vă rog să mă credeți, abia așteptam să vină mama acasă. Totdeauna mă uitam pe geam să văd că n-aveam voie să ies din casă, dar vedeam poarta, știți, și veneam de la colț dacă vine mama. Și era o așteptare chinuitoare de dor. Dar când o vedeam că vine și știam că mereu aveam plasă ceva pentru noi și primea lapte mai ales, lapte bun, pentru că era mediu toxic la Guban, și când venea știam că ne face ori griș, ori ceva, orez, ori ceva ne făcea ea. Deci vă spun, bucuria acelei copilării și acelui sentiment de a o vedea pe mama venind, în sfârșit era copleșitoare. Mireasa abia așteaptă să-și vadă mirele. Câte se roagă de ani de zile să vadă și în sfârșit. Cum a făcut Adam când a văzut-o pe... Iată, în sfârșit. Cât am așteptat. E așteptarea împlinită. Ce ai așteptat? Dacă ai așteptat salvarea dintr-o situație, dacă ai așteptat iertarea ta de păcat, dacă ai așteptat o schimbare a vieții tale, pentru că ești sătul de tine însuți și de patimile care te-au copleșit, ești sătul de sentimentul de vinovăție, dar ești rob și nu te poți elibera, astăzi este ziua în care ți se vestește bucuria pe care o aștepți. Și Simeon a spus, slobozește în pace de acum, Doamne, căci am văzut mântuirea ta. Suflete scump, Domnul Iisus a zis, El însuși a zis, până să vină să se nască în Betleem, au zis prorocii, au zis alții, dar când a fost pe pământ între noi, plin de har și de adevăr, când s-a făcut trup, a spus cuvântul în felul acesta, iată eu vin curând. Și aveți încredere în Dumnezeu și aveți credință în mine, mă duc să vă pregătesc un loc. În casa tatălui meu sunt multe locașuri, dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Dar aveți încredere în ce vă spun. Spune-mi, credinciosule, mai ai așteptarea aceea înfiorată a zilei venirii Mântuitorului? Fie ca Dumnezeu să ne învioreze astăzi credința, să ne facă mai entuziaști cu privire la venirea sa, mai plin de dor după prezența Lui,
mai plin de dor după mângâierea Lui. În acel moment când vei primi pe Hristos în viața ta, nu te vei mai teme nici de moarte, nici de boală, nici de pandemie, nici de nimic, căci Hristos este Cel ce a spus că vei locui în ceruri. Hristos, cuvântul care s-a întrupat, este Cel ce ți-a spus că vei avea biruință. Este Cel ce ți-a promis că va fi cu tine. Iar lucrurile care El le-a spus se împlinesc în tocmai. Cuvântul Lui este da și amin. Mai ai câțiva ani, bucură-te de ei în orice împrejurare, dar bucură-te mai mult decât orice, că atunci când El ți-a spus că numele tău este scris în cartea vieții, este așa. Și ești un om mântuit datorită venirii sale în lume, un copilaș, inocent, sensibil. El a plâns, a simțit durerea. Nimeni nu mai poate spune, tu nu știi ce înseamnă să fii om. Dumnezeu știe ce înseamnă să fie ca tine, dar fără păcat. Fie ca așteptarea aceasta, fie ca împlinirea acestei așteptări, fie ca bucuria aceasta, care au avut-o și păstorii, mergând și confirmându-li-se că ceea ce Domnul a spus s-a împlinit întocmai, să ne cuprindă inima. Lăsați-vă, predați-vă acestei bucurii, că este destul pentru toți, pentru tot norodul. Nu sunt o masă de, sau un grup de oameni de privilegiați. Nu este pentru elită bucuria aceasta. Este pentru tot norodul. Deci pentru tine, fie ca Dumnezeu să-ți dea această bucurie, să-ți alunge tristețea de pe față. Nu spun aceste lucruri că n-am probleme. Am multe probleme. Dar cred ce a spus Hristos și sunt fericit. Știu că am păcatele iertate și sunt fericit. Am iubire în familia mea, datorită Lui am iubire în familia mea și sunt fericit. Vă văd pe voi și suntem împreună în jurul cuvântului, cum să nu fii fericit? Indiferent de probleme, încredințează-ți soarta în mâna Domnului și vei vedea că El va lucra. Și când îți vor fi rezolvate problemele, când promisiunea Lui se va împlini întocmai, vei căpăta tot mai multă încredere. Domnul să ne binecuvinteze. Amin.
Am rezervat pentru seara aceasta și eu un timp scurt pentru a aduce un mesaj din Scriptură. Când voi încheia mesajul, corul din nou va fi pregătit să mai laude numele Domnului și apoi fanfara. Și apoi vom încheia slujba divină. M-am uitat peste predicile, mesajul pe care l-am adus cu ocazia sărbătorilor câțiva ani urmă, cam 5 ani, am încercat să îmi țin o evidență a mesajelor pe care le am și la Ghiroda și în alte părți, ca nu cumva să repet aceste mesaje des. Acum, dacă v-aș întreba ce am predicat anul trecut, nici eu nu m-am dus aminte până nu m-am uitat peste agendă. Dar precis când aș începe să predic, a zice, da, asta o mai predicat. Vă aduceți aminte de aceasta. Pentru seara aceasta mi-am propus un mesaj scurt și aș vrea să prezint cadrul în care se desfășoară aceste lucruri pe care, iată, și în anul acesta, cu câteva slujbe înainte, am putut să înțelegem planul pe care Dumnezeu l-a alcătuit mai dinainte. Îmi place ce spune profetul Isaia și lăsați-mă să citesc cuvântul acesta, Isaia, din capitolul 46, citesc versetul 10. Iată ce spune Scriptura aici. Eu am vestit de la început ce are să se întâmple și cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Eu zic, hotărârile mele vor rămâne în picioare și îmi voi aduce la îndeplinire toată voia mea. Zic, lăudat să fie Domnul. De îndată ce am putut înțelege din scrierile evanghelistului Luca și doar spun doi dintre evangheliști,
Matei și Luca vorbesc puțin mai în detaliu sau mai detailat despre nașterea Domnului Iisus Hristos. Evanghelistul Ioan doar întreacă, vorbește despre cuvântul întrupat. În mod special, mai amănunțit, Luca descrie aceste evenimente și eu în cadrul slujbelor ce le-am avut și ce le vom avea, am vrut să prezint aceste evenimente, să ne aducem aminte de ele. Scriptura începe aici, în pasajul pe care l-am citit: în vremea aceea a ieșit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea, și menționează evanghelistul că această înscriere sau recensământ, cum am putea să o numim în zilele noastre, s-a făcut întâia dată pe când era dregător în Siria Quirinius. Toți se duceau să se înscrie, fiecare în cetatea lui. Oare de ce chiar în vremea aceea? Mă uit la această familie tânără, Iosif și Maria, oameni cu frică de Domnul și de autorități. Într-o circumstanță nu chiar prielnică, și sigur, sunt încredințat că și în vremea aceea femeile știau când îi se apropie vremea să nască. Nu știu ziua precisă, dar simt că este vremea. Chiar nu era potrivită călătoria. Dar ca unii care ascultau porunca împăratului, supuși, au plecat în această călătorie și au ajuns. Biblia spune că au ajuns la Betleem. Probabil într-o seară mai târzie, și cum această poruncă punea în mișcare mulți oameni dintr-o parte în alta ca să se ducă să se scrie în cetatea lor. Și am citit aici că Iosif s-a suit și el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudeea, în cetatea lui David, numită Betleem, pentru că era din casa și seminția lui David. Nu în mod întâmplător face această mențiune evanghelistul Luca, și ne vom mai întâlni de ce în cetatea Betleem, de ce din casa lui David. Dar revenim, iată-i ajuns în această cetate, am fost în Betleem. M-am uitat la dealurile acelea, le-am privit și acolo, sigur că unii revendică locul în care s-a născut Domnul, dar m-am uitat la ce spune Scriptura. Oamenii aceștia ajuns în cetatea aceasta, probabil nu au avut rudenii apropiate, au bătut la câte o poartă. Știți, suntem într-o situație mai dificilă. Am venit să ne înscriem, am sosit seara târziu și trebuie să vă spunem cu toată greutatea. Soției mele i-a venit vremea să nască. N-aveți cumva un loc? Ne-am dus la hotel. Acum folosesc cuvântul ca să înțelegem noi, dar Scriptura îl spune aici că în casele de poposire, ultima parte a versetului 7, nu erau loc, totul era aglomerat. Au bătut la o poartă, la alta, și chiar dacă e vorba de o naștere, nu, suntem deranjați, avem musafir, n-am putea asta. Ce gândiți despre Iosif și Maria, care știau un cuvânt venit de la Dumnezeu, că cel care se va naște va fi fiul lui?
Nu orchestrează El, nu armonizează El lucrul acesta să fie un loc în care, am înțelege, omenește să se poată naște? Îmi las imaginația să merg împreună cu a dumneavoastră și bate la o altă poartă și la o altă poartă și nimeni, totul este închis, nu putem, chiar pentru lucrul acesta nu avem loc. Și apoi, pentru că vremea s-apropia, se duce la o altă poartă. Domnule, îngăduiți-ne, măcar în adăpostul de animale, dintotdeauna a fost adăpost pentru animale, lăsați-ne acolo că e vremea, trebuie să se nască copilul nostru. Cu siguranță Maria a fost pregătită pentru aceasta și îmi imaginez acum, pentru familie mai tinere, auzeam pentru cei din vest că puteau asista la naștere, noi, generația noastră, eram departe de chestia asta, mi se spunea numai de la geam, nu puteam. Acum e o altă vreme, dar m-am gândit la Iosif. El a fost și moașă. Și toate s-au derulat în forma aceasta și înfășat copilul, l-au pus. De cealaltă parte, pe cealaltă colină, revelație divină. Spune Scriptura aici, păstorii stăteau să păzească turmele lor. Și deodată spune Scriptura aici că un înger, îmi place să cred că avea straiele albe, așa ne imaginăm, coborât dintr-o lumină și când s-a coborât în lumina aceea, cred că temerea aceasta a fost justificată. Să vezi așa că într-o lumină coboară o persoană și ți se adresează sau îți spune: nu vă temeți, vă aduc o veste bună, așa cum s-a predicat. Le-a fost dat să le vorbească în limba lor sau pe limba lor. Îmi place sublinierea pe care o face îngerul acesta, o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul astăzi, acum. În cetatea lui David, în Betleem, vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Mesaj scurt, spune Scriptura, evanghelistul nu spune că îngerul acesta a făcut o predică, ci a zis: mergeți, duceți-vă, iată semnul după care îl veți cunoaște, veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Și de îndată ce s-a terminat mesajul, un cor de îngeri, o mulțime de îngeri, îl laudă pe Dumnezeu și zic: glorie lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Mai fac o trimitere, lăsați-mă să spun lucrul acesta. Pe când urcam din grădina Ghețimani, pe o poartă când a fost în vizită în Israel, am ajuns și acum nu pot să numesc locul acela, nu mai aduc aminte cum a fost locația, dar am fost ca și într-o sinagogă, dar o încăpere înaltă, și a fost grupul nostru. Și ne spunea ghidul că acolo atât este de bine construită încăperea aceea, încât, așa cum m-au zis pe mine la microfon acum, așa se auzea vocea mea neamplificată. Și am început o cântare.
Nu prea sunt eu cântăresc, dar m-am lipsit de la voi. Și am început o cântare, erau mai multe grupuri acolo și am zis, hai să vedem cum sună. Eram acolo câțiva și am început, Mărețul har m-a mântuit. Ce frumos răsuna, interesant a fost. Dintr-o parte, din cealaltă, în alte limbi, se cânta Mărețul har și n-am știut toată cântarea, spre rușinea mea. Dar am cântat, mai era un frate lângă mine și am cântat cântarea aceasta. Ce frumos a răsunat! În multe limbi au fost acolo cântate cântarea asta. Mă duc la îngeri aceștia. Ei l-au proslăvit pe Dumnezeu. O fac aceasta mereu și mereu. Știți că aceste cântări ale voastre, ale noastre, s-au unit cu cântările lor în cer, mărit să fie Domnul, merită El să fie glorificat. Merită El să fie glorificat. Și lăsați-mă să citesc un cuvânt din cartea Apocalipsa, capitolul 14, am să mă folosesc de versetele 1 la 3. Apoi m-am uitat și iată că mielul stătea pe muntele Sionului și împreună cu el stăteau 144 de mii care aveau scris pe frunte numele său și numele tatălui său. Și am auzit venind din cer un glas ca un vuiet de ape mari, ca vuietul unui tunet puternic și glasul pe care l-am auzit era ca a celor care cântă cu lăuta și cântau cu lăutele lor. Cântau o cântare nouă înaintea scaunului de domnie și înaintea celor patru făpturi vii și înaintea bătrânilor și nimeni nu putea să învețe cântarea afară de cei 144.000 care fusese răscumpărați de pe pământ. E o situație aici în care un cor de 144.000, vă puteți da seama că sunt acolo, cântă o cântare, ei cei răscumpărați de Domnul. Dacă n-au putut să cânte alții cu ei, acum ne este prilejul potrivit, nimerit, să unim cântarea noastră cu a celor din cer. Și încă o dată spun, merită să-L glorificăm cu multă bucurie și dăruire pe Domnul. Și lăsați-mă să vă spun că sunt încântat de modul cum v-ați pregătit pentru sărbătorile acestea. Cred că și inima este la fel ca și cântarea. Să vă binecuvinteze Domnul! Da, păstorii acestea, după ce văd această revelație, mai puteau să stea indiferenți? Se îndeamnă unul pe celălalt, păi, haideți să mergem la Betleem. N-aș putea să vă spun, că nu spune Scriptura care a fost călăuzirea lor. Cum au identificat locul acela? Vom vedea în serviciile viitoare că au fost oameni cărora Dumnezeu le-a vorbit și le-a dat o călăuză specială. Nu știu, dar știu că au ajuns acolo. Părinții încă vegheau și cu mintea lor, poate frământată de circumstanțele în care se aflau, iată delegația păstorilor. Cred că îi întâmpină cu cuvântul acesta Shalom, adică pace, pentru că pace le-au dus îngerii. Și după ce îi salută cu acest cuvânt evreiesc, Shalom,
Am venit să vă spunem ceva. Iată, eram în slujba noastră să veghem pentru turma noastră și deodată, adineori, poate n-a trecut un ceas, un înger din cer a venit și ne-a spus că ni s-a născut un mântuitor. Și mântuitorul acela este acum un copil înfășat în scutece. Cred că e vorba de copilul vostru. Mai mult decât atât, după ce ne-a spus toate detaliile despre copil, am văzut corul de îngeri care s-a suit înspre Dumnezeu și îngerul ne-a spus să verificăm dacă ce ne-a făcut descoperit Domnul prin el este adevărat. Voi sunteți familia binecuvântată. Parcă o văd pe Maria. A, și vouă v-a vorbit un înger? Și aduce aminte, n-a trecut atâția ani, poate 9 luni de zile, poate 10, a, și mie mi-a vorbit un înger. Da, copilul vostru va fi un mântuitor, va fi un salvator. Iahve, Dumnezeu, ne-a făcut de cunoscut lucrul acesta. Și îmi place precizarea în dreptul Mariei. Maria păstra toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei. Ce-mi doresc, frate, surori, după ce, iată, ne suntem în sărbătoare, cuvintele lui Dumnezeu, cuvintele Scripturii, să le păstrăm în inima noastră. Doamne, ajută-ne! Să nu umplem inima cu alte lucruri, ci să le umplem cu acest cuvânt al lui Dumnezeu și cu laude la adresa lui Dumnezeu și zicem încă o dată, lăudat să fie Domnul și corul să cânte spre lauda Domnului și fanfara să mai cânte spre lauda Domnului.
Thank you.
Zicem încă o dată, mărit să fii, Doamne, pentru tot planul Tău cu privire la mântuirea ce ai pregătit-o pentru noi. Amin. Așa cum știm, anul acesta suntem privați de posibilitatea aceasta pe care o avem ca o tradiție de a colinda pe la case. Și sigur că ne bucurăm că cel puțin noi aici în România ne putem întâlni la casa de rugăciune, folosim prilejul acesta și ne bucurăm de harul pe care Domnul ni-l dă aici în cadrul părtășiilor. Vom avea și mâine de dimineață slujbă, ca și duminica de la ora 9:30 vom începe cu un timp de rugăciune și apoi din nou laudă multă la adresa Domnului și propovăduirea Cuvântului Sfânt, iar după masă de asemenea, de la ora 18 vom fi prezenți în casa de rugăciune, din nou pentru a-L glorifica pe Domnul Iisus, Cel născut în Ieslea din Betleem, și pentru mâine după masă l-am invitat pentru a predica Cuvântul Domnului pe fratele Prundeanu Alexandru, doctorul Prundeanu Alexandru. Iar sâmbătă vom fi din nou în casa de rugăciune pentru a treia zi, doar seara, de la ora 18, urmând ca duminică din nou, în program normal, să ne întâlnim în casa de rugăciune. Doresc încă o dată să vă binecuvintez pe toți cu ocazia acestor sărbători. Să-i binecuvintez pe cei care au putut veni, s-au strecurat așa să vină acasă, o parte, puțin dintre ei, din țările Europei, dar rugăm să fie binecuvântați de Domnul și cei care au rămas acolo. Sigur că trebuie să fim înțelepți pentru a ne proteja și dacă cumva vreunul din cadrul Bisericii Maranata simte răceala sau gripa, îi sfătuim să nu vină în comunitate. Pentru că n-am dori ca cineva să fie, nu, poate nu se simte, e asimptomatic, așa cum auzim mereu aceasta, dar poate îi curge nasul, poate are o răceală, tușește puțin și atunci mai bine stă acasă, ne urmărește prin intermediul internetului, oricare ar fi, vă rog să țineți cont de aceste recomandări, iar noi, respectând purtarea măștii și ce mai putem respecta din celelalte lucruri, vom fi aici la părtășie. Acum vom fi gata să încheiem părtășia din această seară, nu înainte de a vă spune că mai mulți frați din diferite colțuri ale lumii acesteia, care ne-au fost aproape, care sunt din Biserica Maranata, care ne cunosc, au transmis prin mine, salutându-vă, sărbători fericite. Vorbesc de cei din America, prin fratele Sav Pavel, de cei din Australia, prin Onicaș, Avram Kish, familia Crișan, vorbesc de cei din Austria, în mod special fratele Nicu Hulban, mi-a trimis mesaj, m-a și sunat să vă transmit sărbători fericite, din Germania, familia Toșa și mai mulți au fost cei care s-au îndreptat cu salutări spre dumneavoastră. Vi le transmit dorințe bune, să fiți binecuvântați de Domnul, sărbători fericite, să-i binecuvânteze Domnul și pe ei. Și din țară, mai mulți slujitori s-au îndreptat spre noi și îngăduiți-mi să spun măcar două nume. Fratele Victor Câmpianu m-a sunat și mi-a spus următoarele cuvinte. Frate Liviu, a fost un an al lacrimilor. Dar sperăm ca sărbătorile acestea să fie sărbătorile bucuriei. Știți la ce s-a referit fratele Câmpian Victor. Apoi, fratele Ciprian Bărsan de la Reșița, de asemenea, ne-a salutat, v-a salutat și pe dumneavoastră. Sunt frați care au fost în comunitate la noi, care au slujit aici predicând cuvântul Domnului. Să-i binecuvinteze Domnul pe toți și pe noi. Stăm în picioare, la final, încheiind cu rugăciune. Merită deopotrivă
toți care am simțit harul lui Dumnezeu revărsat din belșug în inimile noastre, să fim gata să-i mulțumim, să-l glorificăm în glas comun, facem lucrul acesta închinându-ne. Rog să vă reașezați. Ne despărțim așadar din casa de rugăciune și încă o dată mulțumesc Domnului pentru harul bogat și felurit pe care ni l-a oferit și l-am putut gusta din plin. Să fiți binecuvântați de Domnul și la masa pe care ați pregătit-o, într-adevăr, acum nu cu atât de multe persoane, așa cum ne este recomandat, dar gândiți-vă la cuvântul lui Dumnezeu, citiți cu ocazia aceasta cuvintele Scripturii și împrospătați această sărbătoare pentru sufletele dumneavoastră. Ne despărțim de aceea cu pacea Domnului, cu dorința ca mâine dimineață să ne întâlnim din nou. Fiți binecuvântați de Domnul! Cei care nu veți fi cu noi și sunteți musafiri în familiile dumneavoastră și în bisericile din care sunteți, transmite salutări sfinte din partea Bisericii Maranata Ghiroda. Să fiți binecuvântați! Pacea Domnului, ne despărțim de aici, mergeți în pace, Dumnezeu să vă binecuvinteze!